Oficial a fost deschisă traficul rutier pe prima secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești. Tronsonul de autostradă inaugurat a fost finalizat înainte de termen, spre uimirea șoferilor. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare să intre pe cei 13 km de autostradă. Vorbim de Sibiu-Boița, primii kilometri din cea mai așteptată autostradă din România. Puțin câte puțin, doamnă, Sibiu se leagă de Pitești. Am plecat dimineață de la București. Dimineața am plecat din capitală. Am parcurs acest drum București-Sibiu în aproximativ 4 ore și jumătate pe Valea Oltului, pe DN7, pe DN7C, un drum bombardat, pentru că trebuie să spunem că până să ajungi la Sibiu trebuie să parcurgi și să treci Valea Oltului, practic un drum de groază. Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime de peste 122 de kilometri și este împărțită în 5 secțiuni. Aceasta va lega centrul și vestul României de rețeaua europeană de autostrăzi. Oamenii vor să intre pe cei 13 kilometri de autostradă. Rămân încă 4 tronsoane, 2 sunt în șantier, tronsoanele 4 și 5. Rămâne lotul 2 și lotul 3, cele mai grele segmente de autostradă dintre Sibiu și Pitești. Lucrările au început în aprilie 2020 și aveau ca termen de finalizare aprilie 2023, însă primul tronson al autostrăzii s-a deschis mai devreme.